Bună ziua, dragi prieteni, vă doresc și vă urez la mulți ani. Nu ne-am văzut anul acesta, 2014, 11 ianuarie, ora 14 și 15 minute. Mă aflam într-o vizită obișnuită în Stupină, la Armier Stupii, și am descoperit un frumos zbor de curățenie și mă bucur să le văd cum se înviorează albinuțele, cum zboară, cum sunt vesele și în felul acesta rezolvă și o problemă foarte importantă pentru ele, pentru care, sincer, mă îngrijoram. Nu le văzusem până acum așa de active la zbor de curățenie, de curățire. Da, scopul meu era să văd prin sondaj la câteva familii și roiuri să văd cum s-au comportat, dacă au urcat sus, dacă au luat turta de apifonda, hrana. Le-am hrănit cu apifonda în iarna aceasta, în prima data de 27-28 decembrie le-am aplicat turta. Așa, și vreau să văd dacă într-adevăr au tras o ramă sau au consumat-o și în felul acesta să am o percepție clară. Temperatura la umbră era 11 grade. Presupun că la soare o să fie diferită. Și după cum vedeți, familiile puternice sunt foarte active cu zborul acesta, înviorarea lor și zborul de curățenie. Îți dă un sentiment plăcut. Vorbeam cu un apicultor, Dan Ecovici, spunea că de-abia așteaptă să vină sezonul activ și să se poată bucura, să poată să lucre în stupi. Este adevărat, dorința aceasta fiecare dintre noi ne o manifestăm, dar pe timp de iarnă nu trebuie să umblăm la ele. Neagică răposatul, Neagică Romanescu, spunea: dacă te doare capul, bagă capul într-un butoi de zeamă de varză, nu umbla în stup când nu este potrivit. Așa că ce să vă spun, sperăm că fiecare dintre noi am iernat cum trebuie și vom ierna mai departe cum trebuie. Trist a fost că am auzit și vești despre alții care au pierdut stupii, un număr important de familii. Da, și ce să zic, trebuie să fim foarte atenți la detalii, la modul care îi pregătim pentru iernare, la modul care stimulăm. Fantastic! Dacă vă uitați aici, o albinuță aduce, are pe piciorușe polen. Uitați-vă și dumneavoastră. Da. Uitați-vă și dumneavoastră. Sper că pot focaliza cu telefonul. Nu am acum o cameră foarte bună de filmat. De aici am ceva mortalitate la ordiniș și încerc să vă curat. Așa, trebuie să vin să văd ce s-a întâmplat. Da, domnilor, colegi, domnilor apicultori. Altfel, vă doresc multă, multă sănătate, că e mai scumpă ca orice altceva. Iernare ușoară la albinuțele dumneavoastră și în primăvară un start bun și anul acesta producții deosebite. Sănătate și la mulți ani!